Bună seara, domnilor și domnilor, bun găsit. Astăzi, în cadrul Știlor Nova TV, vorbim despre lansarea unui nou album. Interpretul de muzică populară, Costel Popa, este prezent în studioul Nova TV. Ne vorbește despre lansarea celui de-al doilea album, Sosita Praznicul Iară. Se lansează acest album la ceas aniversar, am putea spune, 10 ani de carieră. Am primit anul acesta Costel. Îl felicităm și îl întrebăm, bineînțeles, la ce să ne așteptăm în cadrul acestui spectacol aniversar. Costel, bine ai venit! Bine regăsit. Vreau să subliniez un lucru, este primul album de colinde, al doilea album din cariera mea din care... de albume. <laughs> exact, primul album Felicitări. a fost un album de muzică populară, iar acum primul album de colinde. Spune-ne puțin spus. despre 50 ani. Câteva cuvinte, cum îi descrii cum îți descrie 50 10 ani de carieră? Deci acum 10 ani pot spune că am pășit pentru prima dată în ca, o sală. Și, ca și artist, nu. Într-o sală, atunci am avut parte de primul spectacol, acum 22 de ani. Deci, la vârsta de 9 ani, 9 atunci ani. am pășit pentru prima dată în fața publicului, dar acum 10 ani am pășit ca și artist. Pentru că, în momentul în care am participat la primul festival concurs, pot spune că de acolo a început totul. Pentru că am trecut prin anumite etape, am fost jurizat pentru început, mi s-a dat verdictul dacă pot să continui această muncă a mea ca și interpret de muzică populară sau nu. Am primit numeroase premii la peste 50 de festivaluri din țară am participat, iar pe urmă au început toate celelalte. Am început colaborările cu ansamblurile, am colaborat cu ansamblul Junii Sibiului, pe urmă cu ansamblul Jidvei Românie în patru ani de zile, iar, iar acum de câțiva ani mi-am luat soarta în propriile mâini și pot spune că eu sunt și impresar și <gântăresc> cântăresc și de toate. Manager. Exact, și uite sunt 10 ani. 10 ani, într-un cuvânt, cum i-ai descrie acești 10 ani? 10 ani frumoși, foarte frumos. Dacă aș putea da timpul înapoi, aș face exact același lucru. Dar ă, sunt bucuros când sunt sănătos și ă, munca mea a dat roade, pentru că pot fi 10 ani, dar fără roade. Dar la mine au fost multe roade și pentru asta mulțumesc lui Dumnezeu în fiecare clipă. 17 decembrie este ziua în care Costel ne invită să aniversăm alături de el cei 10 ani și, bineînțeles, să, să lanseze acest album de Colinde, Sosita, Praznicul, Iară. Spune-ne puțin despre spectacolul care va avea loc în 17 decembrie. Deci începând cu ora 17 ora 5 seara, eu vă aștept pe toți și vă aștept puțin mai repede pentru că acest eveniment va fi televizat de Hora TV și se va difuza, o să vă spun mai târziu când, se va difuza pe Hora TV la acest eveniment am avut, am, voi avea plăcerea să am alături de mine doar prieteni, pot să-i numesc prieteni, pe cei mai talentați colegi de cântec și o să vie enumăr acum pe toți. O să fie 20 de invitați. Maria Neag, Monica Pârlea, Liana Șuteu, Ovidiu Furnea, Marius Ciprian Pop și fica sa Antonia, Andrei Romanică, Doinița și Ioan Sambotin, Dorina Oprea, Constantin Bahrin, Ilie Dură, Suzana și Daciana Vlad, Livia Harpa, Elisabeta Guzu, Cosmin Mocean, Vasile Coca, cel care este patronul televiziunii Hora TV, ansamblul cu Nuna Blăjelului, Angelica Pantea, Ioan Cristian Țăran, Ionela Cristina Bugnar și ansamblul Zestrea Branului. Deci va fi un spectacol de aproximativ 3 ore, 3 ore. Uh, doar de colinde. Doar de colinde. Deci o seară frumoasă. O seară de liniște sufletească, ca să spun așa. O seară frumoasă de colinde la sala Trauben, data de 17 decembrie, ora 17. Acolo suntem așteptați cu toții. Exact. Și vreau să subliniez uh, anumite puncte. Vreau, uh, vreau să știe medeșenii că uh, avem un primar care pune mult preț pe cultură și mulțumesc pentru asta domnului primar Gheorghe Roman pentru că el este cel care m-a sprijinit cu realizarea acestui album și uh, de asemenea le mulțumesc celor care mă sprijină cu realizarea spectacolului și anume firma Bagman din Mediaș și uh, to toți ceilalți uh, prieteni colaboratori. Exact. Eu vă aștept cu mare drag atunci pe toți. Cu siguranță vom veni și vor fi și medicii acolo. Acestea au fost informațiile pentru știrile Nova TV. Aveți legătura în studioul de știri.